Mulțumim pentru acest timp de slavă adus la adresa lui Dumnezeu. Psalm 42 cu 2. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui? O invit pe sora Tincuța să laude pe Domnul cu o poezie. Spre lauda Domnului vă recita o poezie. Dar mai înainte de poezie, aș vrea să pun vreo câteva întrebări. Domnul Hristos, când era pe pământ, a spus o pildă asemănător. Și aș întreba. Cine era asemănător? Cine era sămânța? Ridică mâna. Nu ridică mâna, că nu pot să văd cine ridică mâna, dar să răspundă. Nu numai unul. Pământul? Cine era? Noi. Câte feluri de pământ? Vorbim după pildă. Câte feluri de pământ era reprezentat în pildă? Trei feluri. Mai gândiți. Am să spun o poezie veche. Foarte veche. Ieșit asemănătorul să semene sămânța bună pe pământ, cu mult zel și trudă, cu grijă tot lucrând. Din zor și până în noaptea, el seamănă mereu, pe vânt, furtună, ceață, își face lucrul său. Acest semănător e blândul Domn Hristos, iar câmpul este inima acelui păcătos. Nu cumva, sărmane, ai inima vârtoasă ca drumul cel bătut, să fi primit cuvântul fără să aducă fruct, fiind la fel cu răpit de corbi ce-s fără osteneală, sau e la fel ca stânca ce n-are umezeală, de Domnul Sfânt te bucuri când cerul e senin, dar de Hristos te lepezi când suferințe vin. Iar când spinii cresc cuvântul în năbușe, ale lumei griji, comori și pofte ascunse, păzește-ți deci cu zel ca pe un bun pământ, a ta inimă curată să aducă rodul sfânt. Poți crește spre mărirea semănătorului divin ce-i place să arunce sămânța în pământ bun. Iar când sămânța crește, un dublu zel se cere, căci un vrăjmaș aruncă neghină cu plăcere. De aceea fi treaz, veghează zi și noapte, inima ce închide, nu te îngânta prin șoapte, căci a răului lucrare este aproape de pensare. Sămânța bună în veci e în dezvoltare. Amin.